Polițiștii de frontieră suceveni cercetează un cetățean ucrainean care a prezentat la control un permis de conducere fals, având în semnele autorităților din Ucraina. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals. Un ucrainian care s-a prezentat în punctul de trecere a frontierei Siret pentru a intra în România s-a ales cu dosar penal. Bărbatul, în vârstă de 52 de ani, se afla la volanul unui tir înmatriculat în țara vecină. A prezentat pentru control documentele mașinii și cele personale. Printre acte se afla și un permis de conducere aparent eliberat de către autoritățile din Ucraina, dar care, după verificările de rigoare, s-a constatat că nu întrunește condițiile de formă și de fond ale unui document autentic fiind fals. Ucrainianul este Cetat acum pentru Comiterea Infracțiunii de uz de fals.